Bună. Știu că arăt exact ca în episodul cu PC-ul, dar nu mi-am mai permis să mă mai schimb, să mai... Deci, deja este un dezastru total aici în casă, că am mutat trepiedele. Aici am improvizat un scaun și două cutii. Aici e trepiedul, lumina acolo, ăsta aici. Să vă spun că mi-am mai cumpărat ceva. Probabil deja știți din titlu. Este o tastatură. Și nu a fost un mof sau ceva. Vreau să-mi iau un lucru din primii mei bani făcuți pe YouTube. Primii și singurii bani pe care i-am scos din YouTube a fost 117 euro. Cred că n-am voie să dau detalii, dar am voie să zic asta, că am mai văzut videouri de la altceva. Sper să nu-mi iau vreo chestie, un strike ceva, doar că eu atât am scos. Pragul pe care trebuie să-l atingi este 70 de euro. Acum urmează să se umple iarăși până la 70 de euro ca să mai pot să scot ceva. Bun. Și din asta mi-am cumpărat o tastatură. Ca să știu foarte clar că, deci am calculat banii, deja că mai calculez o dată și cu voi, și 117 euro ori 4,85, să zicem, este 567. Da? Eu pe tastatura asta am dat 550. Știu că nu am luat-o de mult sau ceva, dar vreau să știu, bă, un lucru îl am din YouTube. Din primii mei bani de YouTube. Dacă fie ceva ce să-l folosesc mult timp. Adică eu încerc ce îmi vine din YouTube să-i bag la loc în YouTube. Nu să-mi cumpăr shawarma, sticks-uri sau alte lucruri. Să vedeți cât mă chinui acum. Așa. Dar mi-au îmbalat-o, băieți, nu-i vorbă de altceva. Ok? Vedem ce zice nevona. Taram! Taram! Ce frumoasă e! Oh, God! Vă place? Uite ce să dau parte ca asta, că nu dă bine. Vă place? E frumoasă, ia! Vedem ce avem aici. Tastatură nebună. Mamă, pe la cât costă, cred și eu că vine ambalată în tot felul de nebunii. Wow! Stai că voi nu vedeți. Wow! Stai că se vede o țipă la una din camere. Hai, căbluțul. Așa. Ia să vedem. Nu am rupt-o. Știu că nu o mai folosesc nimic, dar mie nu-mi place că nu. Wow, ce sexy. Acum facem thumbnail. Ok? Asta e nebunilor. Asta e. Și mai are și o nebunie aici. Asta, să-mi țin eu mânuța, să se odihnească mânuța pe ea. Ai nebunit. Ok, se odihnim mânuța Anei. Da? Și cam asta. Mai are ceva de citit aici. Da, dacă nu mă descurc, o să mă folosesc. Am, de asta am și de la mouse. V-am spus, de să vă grăbiți să dați cu click, că mi-am luat eu nu știu ce tastatură. Gândiți-vă, frate, n-ați vrea să... Mamă, ce bine să dă acolo, că se simte prea tare. Și uite și mouse-ul aici, tot de la ei. Frumos, foarte frumos, îmi place. Cam asta a fost.
de în sfârșit apuc și eu să mă pun la PC-ul cel nou. Pentru că, după cum v-am spus, tot în aceeași zi în care am primit PC-ul și nu am apucat să-l utilizez deloc. De-abia aștept să pun și tastatura și tot. Și aștept, aștept, aștept. Pentru că eu aveam microfonul ăsta, care e ok, e chiar ok. Am luat și un braț de microfon, pe care o să desfacem tot acum. Am încercat cu mai multe, chiar și cu o placă de sunet. Doar că nu mi-l citea. Ana versus pungă. Trebuie să puneți acolo comentarii. Așa, asta o să prind eu de masă. Și asta nu o să descopăr pe parcurs și asta. Doar să ține microfonul, dar eu l-am biferit. Acum sper să reușesc o cale de... O să pun link-ul și de la el. Da. O nebunie am făcut. Îl las jos. Ați văzut și microfon și suport de microfon. Cred că am dat cât de cât de cap. Acum trebuie doar să-l mai montez. O să-l vedeți în întreg setup-ul. Și pe lângă asta, odată cu PC-ul, tot așa, ceea ce mi-am mai luat eu, pe lângă PC-ul, propriu zis, brațul de microfon. Microfonul, mă rog, îl aveam de mai mult timp. Este un HD extern. V-am adus două, pentru că ăsta l-aveam mai de mult. E varianta veche de la ăsta. Asta e varianta nouă. Ăsta are 5 tera, ăsta are 4. Să vă arăt cum arată. Da, este în etichetă chiar dacă l-am folosit de mai mult timp, pentru că la cât sunt eu de dedicată le cam las așa să se vadă că, să, nu știu, să-l protejez. Și ăsta, care e nou, și am pus ceva pe el, am copiat niște lucruri pe el, să închid și cutia să vadă frumos. Avem pe ăsta, așa. Cam așa. Asta n-a avut țiplă, de aia nu i-am rupt-o. Uitați diferența dintre ele. Deci, să fie cu fața amândouă, să fie drăguțe așa. Deci asta e puțin mai mare. Uitați. O idee. Bun, cam astea sunt. Și le-am luat ca să îmi pun pe el, nu știu ce... dacă o să fac episoade și lucruri, să am spațiu destul pe care să stochez informațiile, ca să se pierde vreun cont sau ceva. Și e și bine că asta e protejat și nu ocupă mult spațiu chestia asta, adică chiar s-au gândit bine asta din plastic, chiar ok, adică dacă o scap sau ceva, e bine făcută. Acela n-a avut așa ceva, cred că a avut din aia, polii este din aia. Astea sunt. Da. Și acum, mulțumesc mult că ați vizionat acest video. De-abia aștept să mă joc pe PC, încă nu l-am testat. Ce să zic, îmi pare bine că am reușit să fac acest lucru, să-mi cumpăr un PC. Sper să meargă totul bine, să nu-i fac ceva, că eu sunt foarte împiedicată. L-am pus jos, dar să mă uit jos și... Doamne ajută să fie toate bune. Să ne vedem cu bine, să avem live-uri frumoase, episoade tot așa și ne vedem pe live-uri, episoade și ce va mai urma. Vă mulțumesc, o zi bună, pa, pa!